foarte multe solicitări și foarte multe sugestii de amenajări de noi parcuri și de noi spații verzi. Foarte important de știut este că marea majoritate, aproape în exclusivitate, propunerile acestea vizează terenuri private. Ce pregătim la Brașov este o replică a soluției aplicate deja la Cluj-Napoca, un studiu ca prim pas de fundamentare, un studiu de oportunitate pe amenajarea de spații verzi, studiu care să acopere întregul municipiu, astfel încât să nu, existe vreun dubiu de ce alegem o zonă prioritar față de alta. Acest studiu ne va arăta pe de o parte care sunt zonele cu cel mai mare deficit de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, ne va identifica totodată oportunități de amenajare, indiferent că vorbim de terenuri publice sau terenuri private, și va avea inclusiv o primă fundamentare a costului necesar procesului de expropriere sau de achiziționare pentru respectivele terenuri, astfel încât să avem la nivelul municipiului să avem o imagine de ansamblu și o prioritizare a acestor investiții. După care, odată avută partea de oportunitate studiată, vine partea tehnică de amenajare efectivă a fiecărui obiectiv, a fiecărui parc nou, dar și partea de decizie în Consiliul Local. Deci, toate aceste lucruri, ca din punct de vedere al timpului, vor partea de studiu de oportunitate, sperăm să o avem finalizată până la sfârșitul verii, astfel încât să putem discuta după aceea la o rectificare bugetară despre alocarea de fonduri în vederea rezolvării problemelor juridice, exproprierilor, dacă este cazul. Între timp, ce vă mai pot spune este că am demarat pe un teren identificat ca fiind proprietate publică, am demarat procesul de pregătire a unei amenajări și ne referim aici la zona din jurul cetățuiei Brașov, o zonă care are nevoie de o punere în valoare cu totul alta decât este la ora actuală. Cam atât pe zona de spații verzi și de parcuri. Pentru 2021 este important să terminăm acest studiu de oportunitate, pentru că este singurul pas și cel mai important în a putea demara procesul de amenajare, astfel încât să nu pierdem ulterior litigi în instanță, lucruri care vedem că deja s-au întâmplat la Cluj și primăria a avut câștig de cauză.